Miercuri dimineața au avut loc la Craiova festivitățile dedicate Zilei Drapelului Național. Odată cu intonarea imnului național, în apropierea catargului din Piața Tricolorului a avut loc o ceremonie de înălțare a drapelului României. Ceremonia s-a încheiat fără defilarea gărzii de onoare, iar drapelul a fost arborat apoi în bernă în memoria victimelor accidentului rutier produs în Muntenegru. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul numărul 1. Se declară ziua de 26 iunie 2013 zi de doliu național pe teritoriul României. Articolul 2. În ziua de 26 iunie 2013, toate instituțiile și autoritățile publice centrale și locale au obligația arborării drapelului României în pernă. Pe lângă cadrele militare și reprezentanții ai jandarmeriei, la ceremonie au fost prezente și oficialități locale, printre care președintele Consiliului Județean Dolj, Ion Priotasa, prefectul Marius Cristinel Deca și managerul orașului Gheorghe Nedelescu. De asemenea, au participat și veterani de război.